Bună seara, sunt Monica Rădulescu și suntem din nou live la Wikimedica, un concept Regina Maria, rețeaua privată de sănătate. Este luna conștientizării prevenției cancerului de col uterin și vorbim despre această temă și sper ca discuția asta să sensibilizeze, să vă sensibilizeze și să înțelegeți cât de important este să mergeți din timp la medic, să nu amânați controlul, cu atât mai tare cu cât suntem pe ultimele locuri în Europa la prevenție, pe primele locuri la mortalitate prin cancerul de col uterin. Și vorbim despre tema asta cu un medic de familie. O să înțelegem imediat cât de important este rolul medicilor de familie în tot acest context. Alături de mine este doamna doctor Cătălina Pușcaș, un medic de familie. Bună seara! Bună seara! Mulțumim tare mult că sunteți prezentă! Mulțumesc și eu! Haideți să începem chiar prin a ne spune cât de important este și de ce este bine ca medicii de familie să se implice în prevenția cancerului de col uterin. Medicul de familie este primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate. El teoretic își cunoaște pacientele, că vorbim aici despre paciente, le știe istoricul, în general le știm familiile, le știm anumite probleme și de sănătate și nu numai. Și atunci putem să apreciem pacientele care au un risc mai mare sau mai mic. Este foarte important educația pentru sănătate pe care ar trebui să o facă medicul de familie și care câteodată este lăsată pe planul 2-3 datorită birocrației. Și de aceea consultațiile de prevenție și discuțiile despre prevenție cu pacientele noastre este foarte important. Poate cu ocazia asta și cu live-ul pe care și cu discuția pe care o vom avea noi aici, o să fie și un semnal de alarmă, poate să uită medici de familie la noi și vor înțelege mai bine și vor ști să vorbească în cabinet cu pacientele lor. Eu sunt convinsă că colegii mei medici de familie fac deja chestia asta, colegii ginecologi, bineînțeles că este unul din principalele lor joburi, ca să zicem așa. Este foarte importantă prevenția, este foarte importantă detecția din timp a unei probleme, vaccinarea HPV, iarăși informarea privind o eventuală vaccinare HPV este iarăși la fel de importantă. Și atunci pacientele trebuie să înțeleagă pe limba lor despre ce este vorba. Și exact pe limba lor o să vorbim și noi imediat. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc că ne pot trimite întrebările lor, le pot lăsa în comentarii și eu vi le voi adresa dumneavoastră. Spuneam la începutul discuției de incidență, de numărul, de faptul că suntem pe ultimele locuri la prevenție, pe primele locuri la mortalitate prin cancerul de col uterin. Cum am ajuns aici? Am ajuns dintr-un sistem de sănătate cu probleme, care a fost axat pe boală și nu pe prevenție. Am ajuns aici datorită nivelului socioeconomic al populației. Ultimii 2 ani nu ne-am ajutat deloc, din contra a fost contraproductiv, ca să spunem așa. Cel puțin în primul an al pandemiei, foarte multe paciente care veneau regulat la control și veneau să își facă investigațiile de rutină au amânat acest lucru. A fost greu și cu accesul în spital, a fost greu cu accesul la investigațiile decontate de casă. Toate astea în timp se adună. Și spuneam de prevenție, că prevenția este... Prevenția este piatra de bază a unui sistem de sănătate sănătos. Bun. Ori pentru asta trebuie să avem o populație educată și la asta va trebui să lucrăm foarte mult din punctul meu de vedere. Așa este. Cum se face prevenția? Cum se face prevenția în ceea ce privește cancerul de col uterin în cabinetul medicului de familie, în cabinetul dumneavoastră? Prevenția privind cancerul de col uterin se face prin screening. Acest screening se face prin examen Babeș-Papanicolau, care este un examen citologic. Teoretic, el se face odată la 3 ani dacă femeia are 2 examinări negative succesive și nu se încadrează în categoriile de risc. Asociat acestui test, mai există testul de HPV, genotipare HPV,
care este un test destul de costisitor, dar din punctul meu de vedere, odată la 5 ani ar trebui investit în așa ceva, având în vedere riscurile pe care le are populația României. Uh-huh. Și haideți să le luăm pe rând. Nu ați venit cu mâna goală, da? N-am venit cu mâna goală. Imediat o să vă dau eu să ne explicați și ce ne-ați adus. Examenul Babeș-Papanicolaou este, cum am spus, un examen de citologie, adică un examen care analizează celulele. Colul uterin este, col înseamnă canal, da? Închipuiți-vă-l ca un canal care stă închis. Pentru a recolta, ținem publica, da, te rog, noi folosim o periuță care arată așa, ea are un brădul, este ca un brăduleț cu niște perișori mai înalți și perișori un pic mai larg. De ce? Ca să vă arăt, colul uterin arată așa. Periuța se inseră în endocol și se periază practic mucoasa celulară. Apoi, la examenul Babeș-Papanicolaou clasic, ce s-a luat pe perie se transferă pe niște lamele. Și practic se trece cu peria pe lame și se fixează. La laborator ajung lamele. În examenul Babeș-Papanicolaou, în mediul lichid, ce s-a luat pe periuță se pune într-o sticluță care conține un lichid, se desface sticluța, se pune periuța cu toate celulele recoltate, se taie, se pune și în laborator practic se analizează absolut toate celulele recoltate. Aceasta este o diferență destul de mare, depinde foarte mult de îndemânarea celui care a recoltat examenul Babeș-Papanicolaou, deoarece la trecerea pe lamă este foarte important să se treacă celule, un număr semnificativ de celule, ca ele să poată fi analizate și să nu fie probă neconformă. De aceea, medicii preferă recoltarea în mediul lichid, deoarece se analizează absolut toate celulele. În plus, un alt avantaj este se face o singură recoltare și se poate face și testul de HPV din aceeași, în același moment. Doare? Știu că este o întrebare frecventă, mai ales că se sperie femeile și de forma acestui... De periuța asta ca un brăduț. Da, manevra poate să fie dureroasă, nu neapărat manevra de recoltare, cât poziția este neplăcută și faptul că trebuie colul un pic fixat cu niște valve sau cu un apărățel care arată așa ca un cioc și atunci este un pic dureroasă. Deranjantă mai degrabă. Depinde și de sensibilitatea fiecarei, da, femei. O femeie poate să sângereze după examenul Papanicolaou sau să aibă o secreție gri-maronie. Nu e nimic de speriat, este ceva normal. Se pot folosi tampoane absorbante fără niciun fel de problemă. Ideal este, dacă sângerați sau aveți secreții, să evitați contactul sexual sau spălăturile vaginale la momentul respectiv, eventual o zi, două, după, în funcție de cum vă simțiți. Dar înainte de a merge de a veni la recoltare, ce ar trebui să știm? Înainte de a merge, da, recoltarea se face ideal în perioada mijlocie a ciclului menstrual. Noi spunem între ziua 10 și 14. Important este să rețineți perioada de mijloc. Ziua 1 este prima zi de sângerare a ciclului menstrual. Este important ca înainte cu 48 de ore de a merge la recoltare să nu aveți contact sexual, să nu aveți spălături intravaginale, să nu folosiți tampoane, să nu aveți manevre de consult. Nu mergem la consult ginecologic azi și mâine ne recoltăm Papanicolaou.
Nu, am consultat, recoltăm atunci, dacă nu, mai stăm și recoltăm după 3 zile dacă nu s-a putut efectua control. Nu se folosesc ovule, nu se folosesc lubrifianți sau orice alt dispozitiv intravaginal cu 48 de ore înainte. Bun, am înțeles în ce constă pregătirea, am înțeles ce se întâmplă în timpul recoltării și după. Spuneați că în timpul recoltării acestui test se pot lua probe inclusiv pentru HPV? Da, este aceeași recoltare și laboratorul primește o notiță că trebuie făcută și genotiparea HPV și analiza celulelor pentru examenul Babeș-Papanicolau. De la ce vârstă putem să facem Papanicolau? Examenul Babeș-Papanicolau este recomandat să fie făcut femeilor cu vârsta peste 21 de ani. Recomandările Societății de Obstetrică Ginecologie sunt 21-65 de ani. După cum am mai spus, recoltarea se face odată la 3 ani dacă există 2 teste consecutive negative. Categoriile speciale care ar trebui să facă test anual, deci cu o periodicitate mult mai mare, sunt femeile care au avut un istoric de cancer de col în antecedente, sunt femeile care au imunosupresie, care au HIV, care au tuberculoză, care au avut diferite boli autoimune sau iau tratament de imunosupresie. Și atunci ele trebuie să facă mai des acest examen. Rezultatul? În cât timp ar trebui să ne așteptăm că vine? Rezultatul depinde foarte mult de laborator, de la câteva zile, depinde câte probe sunt, ce laborator, cât de mare este, de la câteva zile până la 10-14 zile. Da, din experiența mea, cred că cel mai devreme a venit la 5 zile, da, da, și da, cel mai târziu cam 2 săptămâni. Da, pentru că trebuie analizat lichidul, se face un filtrat, se separă celulele, se urmăresc, se citesc de către colegii de la anatomie patologică, durează un pic. Sunt niște proceduri de laborator foarte stricte care nu pot fi grăbite foarte mult. Corect. Rezultatul ce ar trebui să arate sau ce arată? Rezultatul arată cel negativ, adică un rezultat bun de Papanicolau se exprimă negativ pentru o leziune intraepitelială. Da? Asta înseamnă că nu există nicio celulă care este modificată. Un rezultat cu probleme nu înseamnă neapărat cancer. Da? Asta este foarte important de precizat. Da. Nu orice Papanicolau modificat înseamnă cancer. Rezultatul modificat de Papanicolau poate să însemne celule modificate. Poate să fie o inflamație, că este dată de infecție cu HPV sau cu alte tipuri de bacterii. Bănuiesc că ați văzut pe rezultatele proprii frotiu inflamator. Mai există atipii celulare și sunt celebrele H-SIL, L-SIL și așa mai departe. Acestea înseamnă niște modificări celulare de mai mică sau mai mare intensitate. De aceea este foarte important să nu vă citiți rezultatele singuri. Și să nu căutați interpretarea pe Google, da, este... cum se întâmplă în majoritatea. Din nefericire, am avut o pacientă care a ieșit bine până la urmă povestea, dar nevăzând nimic în chenar, a zis că e bine. Nu era cel mai fericit rezultat, dar totul s-a terminat cu bine. Nu, duceți-vă la medic să se uite, să vadă, să vă citească. Dacă există modificări, dacă există doar inflamație, se face tratament și se repetă examinarea după 3 luni, după 6 luni, în funcție de indicația medicului și în funcție de cauza inflamației. Dacă există modificări celulare, se trece la următoarea etapă de diagnostic, respectiv colposcopia. Și continuă medicul ginecolog, medicul de specialitate, continuă investigațiile pentru a depista cauza modificărilor celulare. Vorbim de rezultatul testului Babeș-Papanicolau. Vorbim de rezultatul testului Babeș-Papanicolau. Și cel care include și testarea HPV?
În orice test Babeș Papanicolaou, dacă este să apară modificare dată de HPV, apare fraza ATP specifice infecției HPV. Și asta este o indicație, dacă nu s-a făcut concomitent testare de HPV, că femeia ar trebui să meargă să facă separat un test de genotipare HPV. Dacă se fac concomitent, se testează principalele, se caută principalele tulpini de ADN viral de HPV și poate să apară pozitiv pentru tulpina XYZ sau negativ pentru tulpinile căutate și ele apar înșirate pe buletinul de analize. Bun, asta e foarte important de reținut. Sunt categorii de femei care nu ar trebui să-și mai facă testarea Babeș Papanicolaou. Sunt foarte puține categorii de femei care nu ar trebui să-și facă testare de Babeș Papanicolaou, respectiv femeile care au avut histerectomie totală de cauză benignă, adică femei care au avut o intervenție chirurgicală, a fost scos uterul cu tot cu colul uterin, pentru orice altă cauză în afară de o cauză tumorală. Bun, am reținut. Toate celelalte femei ar trebui să facă examenul Babeș Papanicolaou. Aș vrea să mai vorbim și despre modul de transmitere al acestei infecții, pentru că sunt convinsă că sunt întrebări și în direcția asta. Infecția de tip HPV este o infecție cu transmitere sexuală. De aceea, în incidența cancerului de col uterin, ca și categorii la risc, că despre asta n-am vorbit, sunt femeile cu partener sexual multipli, femeile care au început viața sexuală de vreme, cu status socioeconomic crescut, fumătoarele, femeile cu tratament imunosupresor, mai sunt femeile cu nașteri multiple. Toate acestea determină niște traume la nivelul mucoasei colului uterin care pot duce la modificarea celulară. La un moment dat, o celulă o ia raznă. Și noi pe aia trebuie să o depistăm din timp. Din timp. Da. Și asta este un alt lucru important de precizat și reținut, că dacă este depistată la timp, boala se poate depistată la timp, cancerul de col uterin este tratabil 100%. Am vorbit despre prevenție prin screening, da? Da. Și mai există prevenție prin vaccinare? Prevenția prin vaccinare este pentru HPV. Ce trebuie să precizăm este că există infecție HPV fără cancer de col uterin, cum există cancer de col uterin fără infecție de HPV. Vaccinarea împotriva HPV protejează împotriva principalelor 9 tulpini ale virusului, tulpinile cu riscul oncogen cel mai mare, adică riscul de a produce cancer cel mai mare, iar femeile care au vaccinul făcut trebuie obligatoriu în continuare să-și facă examenul Babeș Papanicolaou. Există și situații în care femei vaccinate fac cancer de col uterin, pot face, din păcate, și pe tulpini mai puțin oncogene care nu sunt acoperite de vaccin. Da, apropo de ce spuneați dumneavoastră și înainte să începem acest live, că vă întreabă pacientele dacă m-am vaccinat, mai trebuie să fac testul? Da, mai trebuie făcut testul Babeș Papanicolaou. Screeningul la pacientele vaccinate anti-HPV este cu aceeași periodicitate ca în populația generală. Nu există deosebire. Bun, revenind la vaccinare, când ar trebui făcută? Ideal este să fie făcută cât mai devreme, înainte de începerea vieții sexuale. Recomandarea internațională este până în 14 ani se fac 2 doze, peste vârsta de 15 ani se fac 3 doze. În România, în momentul de față, sunt decontate de stat prin Direcția de Sănătate Publică cu cerere la medicul de familie pentru fetele între 11 și 18 ani.
Doar pentru fete, pentru ar trebui să fie vaccinați și băieții? Ar trebui să fie vaccinați și băieții. Ei nu sunt scutiți de infecția cu HPV. Pot transmite foarte ușor boala fără ca ei să aibă simptomatologie majoră. Iar testarea de HPV la bărbat este mult mai dificilă și să zicem că este foarte greu în analiză. Și pot și ei avea probleme. Și nu este, spuneați, mi-a plăcut foarte mult cum a spus înainte să intrăm în live, că nu este complet dacă nu sunt... Nu este complet pentru că practic jumătate din populație este nevaccinată și atunci nu vom ajunge niciodată la dezideratul de a nu mai fi infecție HPV atâta timp cât bărbații pot răspândi boala. Și la noi în România există o campanie, a existat în urmă cu câțiva ani, n-a fost neapărat un succes. A fost o campanie acum 12-15 ani. Da, a fost o foarte proastă informare la momentul respectiv. În momentul de față, eu cred că oamenii se informează mult mai bine și cel puțin semnalele de la pacienții mei sunt foarte bune. Am pacienți și adulți și copii care se vaccinează, care își vaccinează băieții, ceea ce mi se pare extrem de important. Vaccinul nu e chiar foarte ieftin, dar oamenii fac un efort tocmai pentru a-i proteja și pe ei și pe ceilalți. Da, citesem că e 600 de lei, cred. Între 600 și 700 de lei doza, în funcție de locul de unde este cumpărat. Ok, deci părinții care au băieți pot cumpăra acest vaccin din farmacii. Da. Iar cei care au fetițe pot face veni la cerere medicul de familie. La medicul de care sunt pașii? Vin în cabinetul medicului de familie? Fac o cerere pe care o trimit medicului de familie online sau o aduc cu prima vizită la cabinet. Medicul de familie o depune la Direcția de Sănătate Publică. Dacă sunt vaccinuri disponibile, se primesc pe loc. Dacă nu, suntem chemați în momentul în care vine o nouă tranșă de vaccin. Ele se dau strict pe baza cererii. Așa că în momentul în care primim un număr de limitat de vaccinuri. Dar câte doze sunt necesare? Pentru fetele cu vârstele între 11 și 14 ani împliniți sunt necesare 2 doze. Peste vârsta de 15 ani, 3 doze. La ce interval de timp? În prima categorie, până în 15 ani, se fac la 6 luni, după care se fac în interval de un an. A doua doză la cei peste 15 ani se face la minim 2 luni de la prima, iar a treia doză la minim 6 luni de la prima doză. Nu mai târziu de un an toate cele trei dozele. Bun. Și până la ce vârstă? Care este vârsta maximă? Nu există vârsta maximă. Nu există vârsta maximă. Nu, Okay. Nu. După cum am spus, am și pacienți adulți care s-au vaccinat împotriva. Adică 40, 50? 40, 50. 60? Da. Acum, la 60 de ani depinde foarte mult de activitatea sexuală pe care o mai are femeia sau bărbatul. Pentru că... depinde de riscul de a te infecta. Da, dar este important de reținut că nu avem limită de vârstă și... Nu avem limită de vârstă. Nu. Este important și o să mă repet, statistic stăm foarte statistic prost. Statistic stăm foarte prost, da. Și ține de noi, ține de ce facem noi, femeile și bărbații, ce facem fiecare în cuplu și fiecare pentru el. Și ce fac medici și ce facem noi aici cu live-urile pe educație pentru sănătate pe care le ținem. Este da, un efort ca să avem așa tuturor. O idee de ansamblu, la nivel mondial este undeva la 6%, în România suntem la 15%. Iată. Și eu cred că a mai crescut pentru că datele sunt dinainte de pandemie. De pandemie. O să începem să luăm întrebări din comentarii și le mulțumim celor care ne urmăresc și ne trimite întrebările lor. Întrebarea sună așa: vaccinul se poate face dacă sunt probleme cu tiroida, fiind operată și scoasă partea stângă a tiroidei după un nodul tiroidean beta-asa 3? Fără niciun fel de probleme. Bun. Mai departe, mai este eficient vaccinul anti-HPV dacă deja există virusul în corp, iar da, la testare este negativ?
Dacă există o tulpină de HPV, vaccinul protejează femeia sau bărbatul împotriva celorlalte tulpini pe care le conține. V-am spus, în momentul de față există disponibil vaccin cu 9 tulpini. Deci dacă există o tulpină, nu te mai poate proteja împotriva ei, deoarece este deja infecția la nivel celular, dar te protejează împotriva unei infecții cu celelalte tulpini. Mulțumim pentru răspuns. Mergem mai departe cu o altă întrebare. Am nevoie de un sfat dacă este necesară operația de extirpare a uterului, deoarece am 3 fibroame, unul de 3,5, iar cele două mai mici sau numai extirparea acestora. Am 50 de ani și încă am o menstruație foarte abundentă, fapt care mi-a afectat starea de sănătate, legându-mă cu anemie. Aici nu pot să vă spun eu foarte multe, depinde foarte mult de ginecologul pacientei, depinde foarte mult unde sunt localizate fibroamele, nu neapărat dimensiunea lor. De cele mai multe ori, dacă o pacientă are o vârstă care se asociază cu începutul menopauzei și dezvoltă o altă patologie, cum este o anemie, care poate fi foarte severă, se preferă o histerectomie decât scoaterea fibroamelor. Dar asta poate stabili împreună cu medicul ginecolog? Asta numai medicul ginecolog, în urma ecografiei transvaginale și trebuie să vadă exact tipurile de fibroame și unde sunt ele localizate. Uterul are mai multe straturi și în funcție de unde este localizat fibromul. Bine, mulțumim pentru răspuns. Așteptăm în continuare întrebările voastre. Aș vrea să mai povestim puțin și despre alte infecții. Pentru că este important să pomenim despre ele și să le încurajăm pe femei să meargă să-și facă testarea. Da, este important inclusiv în prevenția cancerului de col uterin, deoarece am spus că infecțiile frecvente, infecțiile de tip BTS, boli cu transmitere sexuală, reprezintă un factor de risc pentru cancerul de col uterin, iar infecțiile pe care le putem depista, cele mai frecvente sunt depistabile prin secreție vaginală sau secreție de col uterin. Se mai poate face detectare de micoplasmă, ureaplasmă, clamidie, gonoree. Toate aceste investigații intră într-o investigație normală, periodică, în funcție de riscul pe care îl prezintă pacienta noastră. Acestea ar trebui făcute la ce, la ce interval de timp? Tot așa când mergem să facem pentru testul Babeș Papa Nicolau sau trebuie să fim atente la anumite semne? Și aici este foarte important rolul medicului ginecolog. De ce? În momentul în care medicul ginecolog face consultul, se observă niște modificări. Se poate observa o secreție anormală pe care pacienta nu o depistează totdeauna. Pacientele sunt foarte sensibile și depistează mai ales candidozele. Restul infecțiilor nu întotdeauna au o exprimare atât de puternică în așa fel încât să poată să trimită pacienta la doctor, dar ginecologul observă inflamație, observă secreție care are altă consistență, altă culoare și atunci efectuează recoltarea tuturor probelor genitale care pot duce la probleme. Sunt obligatorii înainte de efectuarea unor proceduri. Sunt tot felul de, nu știu, inserții de dispozitive intrauterine, sterile, înainte de proceduri de histeroscopie, de histerosalpingografie, histerosonosalpingografie. De ce? Pentru că în momentul în care încercăm să explorăm uterul transvaginal și noi avem o infecție în vagin sau în col, practic o introducem în uter și femeia poate să rămână sterilă sau poate să facă o grămadă de alte complicații. Și atunci, înainte de genul acesta de proceduri, sunt protocoale care spun investigarea tuturor tipurilor de secreție.
Tocmai din acest motiv este important și controlul ginecologic. Este da? Foarte important controlul ginecologic. Sunt situații în care femeile preferă să meargă să-și facă examenul Babeș, Papanicolaou și secreție direct la laborator și nu se mai duc după aia cu rezultatele și la un consult. Nu este suficient să veniți ca și paciente la medic de familie să vă citească. E important să mergeți și la ginecolog la consult. Medicul ginecolog în urma consultului, nu știu, poate să facă ecografie transvaginală și să observe un fibrom, cum avea pacienta de mai devreme, sau orice altă problemă, un chist ovarian. Sunt o grămadă de probleme care pot apărea și care nu ies la examenul Babeș Papanicolaou. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, aș vrea să tragem așa o concluzie a acestei discuții. Care sunt cele mai importante lucruri, pe scurt, cu care ar trebui să rămână femeile care ne urmăresc? Mergeți și testați-vă pentru Babeș Papanicolaou. Există testarea gratuită Babeș Papanicolaou în mediu clasic. Dacă nu există altă variantă, mergeți la control la medicul ginecolog. Încercați să investiți în dumneavoastră și faceți odată la 5 ani măcar testarea de HPV. Vaccinați-vă copiii și urmăriți-vă starea de sănătate. Ați spus mai devreme de testarea gratuită. Este nevoie doar de trimitere de la medicul de este familie, nevoie da? De trimitere de la medicul de familie, trimitere care e valabilă în principiu 90 de zile. S-au găsit fonduri în 90 de zile. Bun. Deci testarea HPV odată la 5 ani, măcar odată la 5 odată ani. Odată la 5 ani. Papanicolaou la Papanicolaou 3 la 3 ani, cu dacă mențiunea. Există două teste negative. Dacă avem indicație medicală, se face mai repede. Bun, și păstrați o legătură foarte bună cu medicul de familie. Eu mă bucur foarte tare că am avut discuția asta cu un medic de familie, pentru că de obicei se întâmplă să vorbim temele astea cu un medic ginecolog. Dar uite că se poate și se face prevenție în cabinetul medicului de familie. Încercăm să facem măcar informarea, adică eu cred că asta e foarte important. Este, este foarte important și vă felicit. Și vă felicit că ați vorbit pe înțelesul oamenilor, nu? Asta e rolul nostru. Asta contează. Da, asta e rolul nostru. Mulțumim tare mult. Mulțumesc și eu. Mulțumim și vouă că ați fost alături de noi. Eu sper să vă fie de folos, să dați mai departe această discuție, cu siguranță va ajuta și alte femei. O seară bună, la revedere!